Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, sunt Cezar Filip și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră la o nouă ediție a emisiunii Moldova în direct la News Moldova. Vă propunem astăzi o temă de dialog extrem de actuală și extrem de interesantă, credem noi, și veți vedea că avem și argumente în acest sens. Într-o perioadă caracterizată în principal prin instabilitate în ceea ce privește mediul economic, una dintre principalele griji ale majorității românilor e legată de locul de muncă. Să și-l păstreze, să găsească unul mai bine plătit care să le permită să treacă mai ușor peste această perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar și nu numai, dar în principal din punct de vedere financiar. Tocmai pentru că acestea sunt preocupările, spuneam, majorității românilor și pentru că în domeniul sau în industria IT se spune că e foarte bine și că dincolo de salariile de start peste media națională există și posibilități de dezvoltare a unei cariere de succes, am ales să abordăm teme tocmai din acest domeniu în dialogul de astăzi. Iar partener de dialog mă bucur să îi am pe doamna Claudia Tamașii, Country Manager Codcul în România. Sărut mâna, doamnă, mulțumesc că ați răspuns invitației. Bună ziua, bună ziua, Cezar, mulțumesc mult pentru invitație. De asemenea, alături de noi este domnul Bogdan Toader, mentor la Codcul România. Vă salut și de asemenea vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră la dialog. Bună ziua și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Iar eu mă bucur să fiu alături, cum vedeți și noastră, de doi tineri și să vorbim despre ceea ce înseamnă viitorul. Și cu permisiunea noastră, doamna Tamașii, am să îmi permit să citesc dintr-un interviu acordat de dumneavoastră recent, în care spuneați că nu există moment mai bun să intri în industria IT. Evident, întrebarea care se naște este de ce? Așa este. Cum ați menționat și dumneavoastră inițial, trăim niște vremuri destul de tulburi, atât din ceea ce privește partea de inflație și toți factorii care vin cu războiul din Ucraina. De asemenea, știm cu toții că am trecut printr-o pandemie foarte dură, care în egală măsură ne-a afectat. Și atunci, da, e un moment potrivit să intri în industria IT și o să vă explic și de ce. În mod normal, oricum, încă dinainte de pandemie, trendul digitalizării în toate industriile, în toate companiile era în creștere, era în creștere foarte mare. Prin urmare, în momentul în care pandemia ne-a bătut la ușă și ne-a închis între patru pereți și a lăsat ca și spațiu de comunicare mai degrabă cel virtual și cel online, digitalizarea a crescut exponențial. Practic, am evoluat în 2-3 ani cât în mod normal probabil am fi evoluat în 10. Deci s-a păstrat butonul sau pedala de accelerație. Prin urmare, indiferent în ce industrie ne aflăm, digitalizarea este la cote foarte înalte și e necesar să o îmbrățișăm cu toți. Dar nu mai vorbim despre automatizare, robotică, spațiu virtual, nu mai vorbim doar în industria IT, vorbim în orice industrie. Orice tip de companie trebuie să aibă un departament IT care se ocupă de digitalizarea și automatizarea proceselor. Ce să mai spunem, că dacă îți dorești să existi pe piață în anii care urmează, trebuie neapărat să ai un produs supus online și să-ți fie foarte bine vizibil acolo ca să poți vinde în continuare. Prin urmare, de asemenea, pandemia a venit la pachet, știm cu toții, și cu multe locuri de muncă pierdute la acel moment, da? Pentru că au fost industrii care se bazează foarte mult pe interacțiunea om la om, da, cum este Horeca sau alte zone, turismul a fost extrem de afectat și au rămas aproximativ 1 milion de oameni pe drumuri la acel moment. Din nou, industria IT vine cu acest risc acoperit, deoarece dacă lucrezi în această industrie, dacă îmbrățișezi tehnologia, poți să lucrezi de oriunde din această țară, din această lume. Practic, multe dintre roluri se desfășoară remote, deci din nou flexibilitate mai mare, deschidere mai mare și siguranță, certitudine mai mare. Cam asta, acesta este răspunsul la moment, acesta fiind, da, un moment foarte bun să intri în industria IT.
cu atât mai mult aș mai menționa un singur lucru. Faptul că spațiul de a intra în industria IT este foarte variat. Există multe tipuri de poziții, există diferite tipuri de tehnologie. Există metode mai simple sau mai complexe de a intra în această industrie. Important e că a început să devină din ce în ce mai accesibil și poate fi ușor, nu știu, accesat de orice tip de persoană, de cursant care dorește să intre în această industrie. Am avut și cursanți de 64 de ani, am avut un domn care a făcut conversia profesională la pensie și să știți că acum lucrează ca și programator în Sișa. Deci se poate, avem cursanți care au vârste între 18, 20 de ani și până către 45, 50 de ani. Sigur, mai sunt și excepții, cum am menționat-o pe cea anterioară, dar media de vârstă este undeva între 25 și 35-40 de ani. Am înțeles și mă bucur să aud că există posibilitate și pentru cei aflați la o vârstă de peste 40 de ani din două perspective, una personală, ca să zic așa, mă gândeam că e un domeniu care e accesibil doar tinerilor, dar trecând peste, uitându-ne peste datele statistice, principala problemă o au persoanele în găsirea unui nou loc de muncă, o au persoanele care rămân sau ajung în șomaj, rămân fără loc de muncă peste 40 de ani. Acolo e cel mai greu să faci o reconversie profesională și să-ți găsești un loc de muncă și mă bucur că dumneavoastră răspundeți aceste nevoi reale existente pe piața muncii din România. Domnule Toadea, merg către dumneavoastră și vă întreb totuși, avem nevoie de ajutor. Iarăși vorbesc în nume personal. Fac parte dintr-o anumită generație care n-a fost atât de obișnuită cu aceste, eu știu, tablete, telefoane, smart. Îmi permiteam la un moment dat să fac o glumă, domnule, în casă la mine mai toate sunt smart, pornind de la televizor și continuăm cu telefonul. Nu știu cât de smart reușesc să fiu eu, știți, între toate gadgeturile astea smart. De aia zic, avem nevoie de îndrumare, avem nevoie de ajutor, cei care, să zicem, la un moment dat decidem să încercăm să intrăm și în acest domeniu. Cum ne puteți ajuta dumneavoastră, cum ne poate ajuta Codcool România? Ei bine, modul prin care, cum ziceam și Claudia, modul prin care poți să-ți faci intrare într-o astfel de industrie e variat, practic sunt foarte multe opțiuni. Și majoritatea cele mai cunoscute sunt într-adevăr accesibile pentru tineri, da? Facultățile sau în liceu, când tinerii acum încep să facă programare și să ia contactul cu această industrie. Ceea ce într-adevăr i-a lăsat pe cei mai în vârstă puțin în urmă sau nu le-a fost atât de accesibilă. Însă, în ultima vreme, bineînțeles, pentru că industria cere și are nevoie de specialiști și de oameni care să poată să lucreze și să programeze, a devenit din ce în ce mai accesibilă și pentru publicul larg și pentru persoanele și mai în vârstă, prin crearea diverselor, fie cursuri, fie școli de programare specializate pe partea asta, pe învățarea oamenilor pentru industria de IT. Și acum este și mai accesibil pentru toată lumea să poată să pornească. Avantajul pe care îl au aceste cursuri și aceste școli de programare este faptul că oricine poate să vină și mai mult decât atât sunt specializate pe ceea ce le trebuie oamenilor, da? Ca să poată să intre în industria asta. Asta înseamnă că nu mai trebuie să petreci mai mulți ani la rând, de exemplu, să faci o facultate sau să te pierzi în multitudinea de resurse care sunt pe internet, pentru că poți învăța și singur, bineînțeles, dar este mult mai dificil să îți dai seama ce trebuie să faci, care sunt următorii pași. Și atunci venim noi cu suport pe partea asta și le oferim oamenilor o cale mult mai ușoară, spunem noi, să intre în această industrie prin suportul nostru, prin faptul că îi preluăm și putem să învățăm de la zero, fără să știe nimic legat de programare înainte să vină la noi, și trecem treptat prin această școală și prin această metodologie și învățăm încet, încet ce trebuie să facă, care sunt următorii pași, le oferim suportul necesar să poată să învețe și să înțeleagă conceptele respective și ajutăm chiar și până la sfârșit să își găsească și jobul, ceea ce, din nou, nu era foarte simplu prin facultate, nu e atât de simplu, tot trebuie cumva să te descurci singur dintr-un punct încolo.
Însă noi încercăm să le oferim un suport pe întreaga durată și pe întregul proces și să-i luăm de la zero și să-i facem eroi, cum e vorba în engleză, from zero to hero. Asta vrem noi să facem și până acum mi se pare că am reușit să facem asta chiar foarte bine. Doamne, practic ce limbaje de programare învață? Am reținut faptul că îi luați ușor, dacă îmi permiteți un termen neacademic, da? Pas cu pas, a spus dumneavoastră, cât durează, e o altă întrebare, cât durează un astfel de curs? Și apoi aș reveni la doamna Tama și după ce ne veți răspunde dumneavoastră să întreb, că știți cum e, eu sunt, nu sunt din Ardeal, dar îmi place vorba aia ardealeană. Dumnezeu, trebuie să știu de câți bani e cât pește. Adică, bun, fac aceste cursuri, dar după aia încotro mă îndrept cam ce salariu aș lua și unde aș putea lucra. Bun, ca să răspund eu primul la... Sunt din Ardeal, mă scuză-mă așa, sunt eu din Ardeal până la urmă se potrivește. Înseamnă că ați înțeles perfect care sunt așteptările din punctul ăsta de vedere, da. Sigur că da, sigur, vă povestim tot. Da. Bun, cursul nostru, de exemplu, durează 10 luni și este împărțit în mai multe module, care fiecare modul acoperă câte o tehnologie și construiește gradual unul peste celălalt. Practic, mai întâi punem bazele și după care construim pe aceste baze. Ca limbaje, noi ne orientăm foarte mult spre limbajele și tehnologiile care sunt de actualitate în piață, pentru că nu are niciun sens să înveți ceva ce nu o să folosești. Așa că mergem direct către ceea ce este folosit, iar ceea ce înveți la noi ajungi să folosești la locul de muncă. Practic nu ne bate în cap cu chestii care nu sunt utilizate. Ca limbaje, ce pot să vă dau exemplu, noi mergem destul de mult spre tehnologiile web și avem limbajele care sunt destul de cunoscute pe partea asta de site-uri, HTML, CSS, JavaScript. Și cu asta încep studenții noștri cursul, pentru că sunt și mai ușor de înțeles, sunt mai ușor de învățat pentru cei care n-au avut niciun contact până acum cu programarea. Urmând ca în a doua parte a cursului să învețe tehnologiile și limbajele un pic mai complexe și cele care sunt cele mai folosite atât în partea de web, cât și în partea largă a industriei de IT. Noi, de exemplu, mergem către C# și Java, pentru că aceste tehnologii sunt cele mai folosite și cele mai cunoscute în momentul de față. Și atunci ne orientăm fix în direcția asta, cât să fie cât mai bine pentru studenți și cât mai ușor să se integreze ulterior în locurile de muncă pe care o să le aibă. Și acum îi predau Claudiei pe partea de... Mulțumesc, Bogdan. Eu o să vreau un pic să abordez un pic diferit cumva proiectul Codecool. Noi suntem un startup care a pornit din Ungaria la un moment dat și acum suntem prezenți în 8 țări. Dar cel mai mult la acest proiect îmi place faptul că are o componentă solidă socială. Suntem singura școală privată din România care amână plata studiilor abia pentru momentul în care noi deja vă garantăm un loc de muncă. Asta înseamnă că voi vă prezentați la noi, la Codecool, avem parte de un soi de interviu în care vrem să identificăm care este nivelul dumneavoastră și care sunt așteptările voastre în momentul în care intrați în școală. Vă povestim despre școală foarte mult, astfel încât să știți în ce intrați. În schimb, nu trebuie să plătiți absolut nimic până la 6 luni după ce ați început deja noul job. Job pe care noi vi-l garantăm contractual. Bun, sună destul de pompos, da? Că poate mai mulți furnizori de cursuri își asumă această declarație. În schimb, vreau să vin aici cu explicații ca să se înțeleagă că nu e că avem noi niște pile la niște companii și că o să vă introducem cu forța la aceste locuri de muncă, nici poveste. Ne focusăm foarte mult pe partea de calitate. Suntem în același timp și cea mai intensă școală de programare din România. 10 luni durează școala în cazul în care se studiază de luni până vineri, între 6 și 8 ore pe zi, deci este o școală full-time. Ne asigurăm de calitate, iar prin garanția jobului noi vă asigurăm minim 6 interviuri de selecție în cadrul companiilor IT partenere. Dar vă pregătim foarte bine pentru aceste interviuri, veți avea un portofoliu de peste 40 de proiecte la care ați lucrat în aceste 10 luni. Veți avea un cont în GitHub,
ne străduim să imităm cât mai fidel mediul de lucru dintr-o companie de producție de software. Da? Deci se lucrează agile, lucrează în echipe, au un scrum master, au un product owner, se fac daily stand-ups, se împart task-urile, adică mergem foarte fidel pe imitarea mediului de lucru dintr-o companie. De ce facem asta? Pentru că ne dorim ca studenții noștri sau cursanții noștri să poată fi integrați cât mai rapid în companie și să poată să livreze cât mai repede. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că el obține un job rapid, este apreciat la locul de muncă, îi se oferă un contract pe perioadă nedeterminată și cariera lui în IT a început, deci obiectivul nostru a fost atins. Deci foarte important acest lucru. În același timp, în cazul în care observăm că ritmul de muncă pentru cursanții noștri nu știu, îi depășește, e foarte activ, ei au posibilitatea să repete un anumit număr de săptămâni, dar din păcate, dacă nu există seriozitate, la un moment dat ei au și nu știu, varianta de a fi excluși din școală, pentru că există niște teste care se dau la finalul fiecărui modul și este important ca ei să fie serioși, astfel încât noi să ne putem ține de cuvânt. Da? Cum garantăm din nou acest job? Deci, cum spuneam, intră în școală, fac cursuri, îi pregătim pentru interviuri, fac proiecte, merg la interviuri, iau interviu de angajare, intră în cadrul industriei. În cazul în care codcul nu le oferă aceste minim 6 oportunități, dar de multe ori merge mult mai departe, practic, studentul sau cursantul care a terminat școala noastră poate să plece din școală fără să plătească absolut niciun leu. Da? Deci, prin acest fel, garantăm locul de muncă. Cumva ne asumăm întregul cost al formării lui. Foarte important este că, menționam, școala fiind full-time, mentorii noștri, avem un număr de peste 12 mentori, sunt activi full-time la noi, da? Deci ei nu muncesc doar seara după programul de lucru. Cu toții sunt programatori, experți, care vin din industrie cu peste 10 ani de experiență și practic au simțit nevoia să revină și să dea mai departe tot ce ei au învățat, deoarece este o mare nevoie pe piață. Doar pe piața din România, ANIS, în ultimul studiu pe care l-a pus pe piață, a demonstrat că este o lipsă de minim 10-15 mii de programatori anual, doar pe piața din România. Deci cerere este, nevoie este, este o nevoie mare. În schimb, orice persoană care intră în această industrie trebuie să fie foarte atentă la această nevoie, pentru că este nevoie de programatori seniori. Tot timpul este mare nevoie de juniori. Deci ca să poți să pătrunzi piața din poziția de junior și om la început de drum, chiar trebuie să fii foarte atent la proiectele pe care le livrezi și să fii foarte prezent astfel încât să acumulezi cât mai multe informații. Același curs, care se numește Full Stack Developer, pe care noi îl oferim în 10 luni de zile pe partea de zi, îl oferim mai nou, acum de 2 săptămâni am lansat prima grupă și pentru zona de weekend. Da? Pentru că sunt multe persoane care, sunt multe persoane care nu își permit să se oprească de la locul de muncă actual și să investească 100% timpul lor în noua profesie, da? Au nevoie de un loc de muncă, au nevoie să-și plătească ratele, să-și mențină nivelul de trai. Prin urmare, nu își pot dedica de luni până vineri, în schimb, reușesc să-și dedice mai mult timp în weekend. Cursul nostru Full Stack de weekend, de la 10 luni de zile, evident, se va prelungi la 16 luni de zile maxim, deoarece timpul investit săptămânal este redus. Da? Dar oferă exact aceleași lucruri în acest moment, oricine poate să intre să studieze, nu trebuie să plătească absolut nimic. Ba mai mult, primul modul, care în cazul de full stack de zi este 2 luni jumătate, iar în cazul de full stack de weekend este 4 luni, primul modul, bazele programării, este gratuit pentru toată lumea. Din nou, cum vă spuneam, avem o componentă socială importantă și să știți că toată această componentă este susținută de investitorii noștri. Nu, din păcate, nu am reușit să obținem fonduri de la guvern, facem demersuri în acest sens, dar nu e cazul în acest moment. Noi considerăm că fiecare are dreptul la educație și considerăm că fiecare are dreptul la o viață mai bună. Și atunci, ca și jucători în această industrie și
ca și rol asumat pe partea de educație, ne dorim să putem ajuta cât mai mulți români în acest sens. Sincer, visul nostru este ca, nu știu, să încheiem cu nu știu, viziunea dramatică asupra viitorului, pentru că în acest moment există și în România soluții să dai din timpul tău, să înveți un anumit sector, să faci conversia profesională și să fii susținut pe tot parcursul, de la început până la plasarea într-o nouă companie și semnarea unui contract pe perioadă nedeterminată. Chiar există varianta asta. Da, am reținut și vă felicit pentru ceea ce dumneavoastră ați numit componenta socială. Am mai reținut de asemenea că mergeți pe ceea ce s-ar putea numi împrumutând un termen din avocatură pe onorariu de succes. Dacă am înțeles eu corect, cam așa ar putea fi tradus. În momentul în care câștigăm împreună, respectiv cursantul, absolventul are un job bine plătit și abia apoi începe să achite și contravaloarea studiilor. E într-adevăr un lucru. Iarăși mergem spre partea socială în principal, dar e o deschidere deosebită. Acum aș vrea să, sigur, în statistici, aș vrea să discutăm puțin și despre câți cursanți, de exemplu, absolvenți ați avut în 2021. Și dacă e, și am ascultat foarte atent ceea ce a spus, asta ar însemna, s-ar traduce și prin 100% persoane angajate. Adică numărul absolvenților înseamnă și persoane angajate. Câți au fost în 2021? Uneori cifrele au darul de a convinge mai bine decât alte cuvinte, să zic așa. Sigur că da. 2021 a fost încă un an greu. Încă era pandemie, încă ne desfășuram cursurile de acasă, dar cu toate acestea am avut undeva spre 100 de absolvenți. Gândiți-vă că în mod normal noi avem mult mai mulți cursați care intră, de multe ori dublul acestei cifre sunt cei care intră în școală, dar să știți că, din păcate, un procent destul de ridicat renunță pe parcurs. Renunță pe parcurs din diferite motive. Unul este faptul că ei sunt obișnuiți cu stilul de învățământ tradițional, da? Metodologia tradițională în care vii la școală, te așezi într-o bancă și se perindă prin fața ta un număr de profesori care livrează un conținut. Ei nu, în IT nu funcționează așa. În IT primești curriculă, primești materiale de studiu, iar atunci când ești la școală, muncești în echipă, livrezi proiecte, ai parte de prezența mentorilor 100%, dar tu trebuie să pui osul la treabă. Și atunci este dificil de integrat odată ce tu ai făcut, nu știu, 12-15 ani de studii într-o altă formă. Da? Sau pur și simplu depistează că este foarte intens, sau pur și simplu depistează că preferă să se descurce în ritmul lor mai încet, fără atâta presiune. Dar da, noi am plasat, primul student pe care l-am plasat a fost chiar la începutul anului 2021, iar acum avem peste 130 de studenți cărora le-am găsit locuri de muncă și da, în mare parte au fost angajați prin noi, adică 95% s-au angajat prin noi, 5% dintre ei au avut ei deja cunoștințe sau prieteni în industrie și au preferat să meargă să se angajeze singuri. Deci există și această libertate, vreau să spun. Adică libertatea în sensul că dacă eu găsesc un loc de muncă eu pe forțele mele proprii, nu afectează nici într-un fel, să zicem, înțelegerea avută cu CodeCool. Există diferite înțelegeri contractuale pentru fiecare dintre variante, dar sigur că da, există libertate. Adică în cazul în care alegi să mergi cu partenerii CodeCool, practic prețul care se plătește pe curs este 5.000 de euro. În cazul în care dorești să mergi singur și să nu accesezi partenerii CodeCool, prețul este 10.000 de euro pe anul de studii, deoarece practic noi împărțim acest cost cu partenerii la care ei se vor angaja ulterior. Adică cumva, da, există libertate, doar că vine la pachet cu un cost. Mi se pare absolut corect. Domnule Toader, haideți să facem un exercițiu de sinceritate, dacă pot să spun așa, dacă doriți puteți face abstracție, să zicem, de prezența doamnei Tamașii, dar spuneți-mi, vă rog, care a fost prima dumneavoastră interacțiune cu CodeCool, cum s-a întâmplat, cum ați ajuns și de ce ați ales ulterior să mergeți mai departe, înțeleg, și să îmbrățișați ceea ce s-ar putea numi, da, poziția de mentor, da? Da. Primul contact l-am avut acum vreo 2 ani. Am cunoscut pe cineva care lucrează în prezent aici și mi-a povestit despre CodeCool și despre viziunea pe care o are și ceea ce se întâmplă aici. Și cumva m-a făcut un pic curios. Eu am până acum am undeva la 10 ani experiență în partea de programare.
și am trecut printr-un număr de tehnologii, dar partea, componenta asta socială, pedagogică, aș putea spune, nu am avut foarte mult contact cu ea, dar mi-a plăcut și am vrut să văd despre ce este vorba. Așa că am început discuția cu cunoștința de aici din CodeCool și cu ceilalți mentori și am observat că e un mediu extraordinar de plăcut și foarte, foarte fain. Așa că am zis, hai să vedem cum merge, da? Practic pot să-mi pun și eu să folosesc și eu skill-urile pe care le-am învățat și cunoștințele pe care le-am, să văd cum pot să le predau mai departe. Mai ales că am lucrat cu foarte mulți, am întâlnit foarte mulți oameni și am lucrat cu mulți oameni care își doreau să intre pe partea asta de IT și în partea de programare în special, însă se loveau tot felul de bariere, mai ales pe partea de intrare, pentru că e una dintre cele mai dificile părți din industria asta, este să intri într-un job, să începi să lucrezi ca programator, pentru că nivelul de cunoștință e destul de ridicat și atunci sunt destul de multe filtre prin care trebuie să treci. Așa că am venit, am vrut să văd despre ce este vorba și cumva mi-a plăcut atât de mult încât am zis ok, e un loc extraordinar de bun, mai ales că mă ajută și pe mine, chiar și cu experiența pe care o am, să învăț lucruri noi și să cunosc oameni noi și să învăț și eu de la ei așa cum încerc să-i ajut și eu să învețe. Și atunci am fost cumva, m-am îndrăgostit, pot să spun, de mediul ăsta și am zis că e un loc foarte, foarte bun în care să mă dezvolt și eu și să-i ajut și pe ceilalți. Vă mulțumesc foarte mult pentru sinceritate. Stimați invitați, pe finalul dialogului nostru v-aș ruga să vorbim puțin și despre planurile pe care le aveți pe viitor. Dar mai am și o curiozitate. Asta e profesia jurnalistică, să spun așa. Piața pe care evoluați dumneavoastră e una concurențială? Există și alte oferte din partea altor parteneri? Și dacă da, bănuiam că da, care sunt aturile dumneavoastră? Cum reușiți să depășiți concurența, că până la urmă asta ne dorim cu toții în orice domeniu de activitate evoluăm? Sigur, Cezar, eu înainte să-ți răspund la această întrebare, mi-a ridicat la fileu Bogdan un mesaj care e foarte important pentru toți cei care, nu știu, e un procent foarte mare în România. Se zice că undeva peste 40% dintre angajați au ales o facultate care nu li se potrivește sau au ales o profesie care nu li se potrivește și ajungem să, nu știu, terminăm politehnică și să facem jurnalism, de exemplu, sau temir ce alte lucruri. Cumva este destul de multă suferință pe această zonă. Cumva oamenii se trezesc la o vârstă înaintată într-o profesie pe care nu o îmbrățișează. Da? Și cumva în momentul în care iei această decizie să schimbi profesia, sunt foarte multe piedici. Una dintre cele mai mari piedici este: aoleu, da, nu-mi place această profesie, în schimb am investit 20 de ani în ea și practic am ajuns inevitabil într-un punct de expert sau senior sau manager sau te mirce. Și cum am adaug totul la o parte și merg într-o industrie unde o voi lua de la zero și sunt junior, nu pot să fac asta, da? Pentru că pierd tot ce am acumulat și nu mi se pare fair pentru mine să mă duc să câștig bani mai puțin, poate în anumite cazuri pentru primii 2 ani de zile și așa mai departe. Este un mesaj foarte important care sper să ajungă la toată lumea. Absolut nimic nu se pierde. Da? Dumneavoastră sunteți același om, același expert cu experiență cumulată în alte industrii. Nu știu, vă dau un exemplu. Am avut mulți oameni care au venit din banking, care au lucrat în back office peste 10 ani de zile. Acești oameni au devenit programatori în companii chiar care dezvoltă aplicații de banking și reprezintă o valoare foarte mare pentru companiile la care muncesc, deoarece au partea de înțelegere de business, înțeleg partea de raportare din zona de banking, înțeleg nevoile clientului, înțeleg mult mai bine nevoia de dezvoltare a aplicației din acest motiv. Și acesta este doar un exemplu, dar imaginați-vă că, așa cum vă spuneam inițial, orice industrie are nevoie de programatori și de oameni în IT. Prin urmare, orice experiență anterioară nu se pierde. La fel, dacă aveți experiență pe project management, pe management, o să fiți un foarte bun team lead. Avem exemple, un cursant de-al nostru care a intrat într-o companie de IT, la un an de zile a devenit team lead, da? Deci el se presupune că ar fi fost junior încă,
dar totuși după un an de zile l-au făcut timid pentru că avea skill-uri foarte bune pe zona de coordonare, management, leadership și e apreciat. Cu atât mai mult că mediul de IT este foarte deschis și inovativ. Prin urmare, este mult mai simplu să progresezi, da? Pentru că crești mult împreună cu compania. Deci, din nou, haide să dăm la o parte barierele. Este important doar să fiți super pasionați, dornici, să învățați tehnologie, să fiți curioși și să fiți pregătiți să puneți osul la treabă. Cam un an de zile. Iar apoi aveți garanția unei cariere în IT. Sigur, pe leere diferite, că poți să devii în 5, 6, 7 ani arhitect de sisteme, da? Sau poți să rămâi, nu știu, un developer de platforme foarte bun. Nu este neapărat nevoie să fii rachetă spațială, ca în orice domeniu. Sunt diferite leere de dezvoltare și de profesie. Bun. Și pot să vin și eu cu o completare, Claudia. Da. O altă preconcepție pe care am mai tot întâlnit-o era legată de ce trebuie să știi ca să poți să devii programator. Și foarte mulți oameni asociază, de exemplu, partea de programare cu partea de matematică sau neapărat cu skill-uri reale, ceea ce nu este neapărat adevărat. De cele mai multe ori, într-adevăr, oamenii care tind către skill-urile astea reale ajung să intre și pe partea de programare, dar nu e neapărat o necesitate să cunoști chestia asta. Și tocmai pentru că am întâlnit studenți venind din o grămadă de medii diferite, din industrii diferite și cu background-uri diferite, am observat că într-adevăr nu este necesar să știi matematică, de exemplu, sau mai știu, fizică sau alte științe exacte. Poți să înveți programare și fără cunoștințe anterioare pe așa ceva. Așa că cei care au considerat tot timpul că este o piedică pentru că nu știu matematică sau alte științe exacte, o să vă spun că nu e cazul și că poți să ajungi programator fără nicio problemă. Așa. Da. Aș reveni la întrebarea vis-a-vis de competiție. Da, pe piața din România există jucători, există competiție, un număr foarte mare de competitori, sunt companii și românești și companii străine, sunt diferite forme de studiu pe platforme, sunt studii care se întâmplă seara, se întâmplă în weekend. Sunt nenumărate tipuri de cursuri și tipuri de forme. Cum ne diferențiem noi? Aș repeta exact ce v-am spus înainte. Faptul că poți beneficia de plata amânată a cursului, da? Deci nu trebuie să plătești absolut nimic în avans, ba mai mult, plata cursului este condiționată de găsirea unui job. Adică ne plătești dacă îți găsim un job. Asta cumva te plasează într-o zonă de super calitate, pentru că dacă tu nu o să ajungi să livrezi ca și programator, noi nu o să te putem angaja, prin urmare nu ne putem ține de promisiune nici noi și nici dorințele tale nu se îndeplinesc. Asta cred că este un aspect foarte important și încă un aspect important pe care mie îmi place să-l spun este că până la urmă noi ajungem să fim profitabili doar în egală măsură cu succesul cursanților noștri. Da? Dacă ei nu au succes, noi nu încasăm bani și nu devenim profitabili și suntem o companie privată cu investitori în spate. Obiectivul este să devenim profitabili. Suntem de peste 3 ani de zile în piață și încă nu suntem acolo, să știți. Adică încă investim. Și ne place și mulțumim investitorilor că putem face lucrul acesta pentru că clar este nevoie în România. Cu atât mai mult că nu prea sunt produse sociale care să ne ajute prea mult, cum sunt în alte țări, mai din vest, să zic așa. Dar odată ce succesul nostru este direct legat de succesul cursanților noștri, practic noi nu suntem o școală care face bani din cursuri. Da? Deci noi nu suntem. Noi practic suntem o școală și o companie de sourcing, să zic, nișată pe juniori full stack developer. Asta suntem. Practic îi luăm de la zero, investim un an de zile în procesul lor de formare, îi pregătim pentru mediul de muncă în IT, îi trimitem la interviuri, le găsim acel job și abia ulterior, încet începem să ne recuperăm bani. Încă un lucru important de menționat, după ce ei vor fi angajați, după 6 luni de muncă în cadrul companiilor, ei au și varianta să plătească în rate taxa de 5.000 de euro. Pot să plătească ori în 18 rate lunare, ori în 30 de rate lunare. În același timp,
împreună cu BCR Social, chiar a lansat un produs foarte interesant pentru cei care doresc să studieze intens și chiar poate să renunțe la locul de muncă actual, pentru că poate îi susține familia timp de 10 luni, un an de zile să schimbe această profesie. Există o variantă de creditare care te ajută pe perioada studiilor cu finanțare pentru diferite cheltuieli. Poate să fie pur și simplu să susțină nivelul de trai, da? Și se poate oferi o anumită sumă lunar. Sau să-ți plătești taxa de curs în avans și să beneficiezi diferite reduceri. Sau efectiv să-ți cumperi materiale tehnice, să-ți plătești chiria. Adică este un credit special pentru dedicat cursanților sau oamenilor care vor să schimbe profesia și beneficiază de o perioadă de garanție care este egală cu perioada de studii plus încă 6 luni. Asta înseamnă că voi nu va trebui să vă plătiți creditul pe perioada studiilor plus încă 6 luni. Da, va trebui să plătiți o sumă care reprezintă dobânda, dar totuși e o sumă care se ridică undeva la 70-80 de euro pe lună, deci foarte mică față de avantajele pe care le primiți. Încercăm să discutăm cu tot felul de bani și să găsim soluții să ajutăm oamenii să facă această trecere. Vă urez succes, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, vă mărturisesc, foarte interesant. Vă doresc succes în continuare și la cât mai mulți absolvenți, ceea ce se traduce în cât mai multe persoane care reușesc să-și găsească un job foarte bine plătit în industria IT. Și cu permisiunea dumneavoastră am să trag și eu o concluzie. Eu vă mărturisesc că am fost convins de pledoaria, dacă vreți, celor doi invitați, dincolo de aspectul extrem de tineresc din ceea ce am văzut al echipei și extrem de deschis, relaționarea extrem de directă și de deschisă, m-a atras foarte mult ideea aceasta de parteneriat în care merge atât profesorul, puneți ghilimele dacă vreți, cât și cursantul, merg împreună la câștig. Și dacă îmi permiteți, am un mesaj pentru instituțiile din România care ar putea să sprijine această inițiativă sau astfel de inițiative în condițiile în care în România o mare problemă este că sistemul de învățământ a produs și teamă mea că produce în continuare absolvenți care n-au căutare pe piața muncii. Dacă am înțeles eu corect, Codcur România tocmai aici pe nișa sigur de IT a intervenit și funcționează ca o placă turnantă, dacă vreți, încercând să pună în acord cele două elemente. Iar pentru asta, măcar pentru asta, cred eu că ar merita sprijiniți de către instituțiile statului, pentru că acoperă o lipsă a acestora, sigur, lipsă care vine din anii din urmă. Vă mulțumesc încă o dată pentru dialog și pentru informații. Mulțumim. Mult succes. Mulțumim tare. Încă un lucru important, să știți că vom fi la Iași. E prima dată când ieșim din București. Vom fi la Iași în 3 noiembrie și vom avea acolo o interacțiune cu comunitatea din Iași. Așa că îi așteptăm pe toți la Cafeneaua Caju în 3 noiembrie 2022, că cine știe când se va mai uita lumea. Mulțumim tare mult, mulțumim, zi frumoasă. Și eu vă mulțumesc, așadar, pentru ieșeni a fost lansată invitația. Sunt convins că mulți dintre ei o vor onora. Vă mulțumesc și noastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Cred eu merită să luați în considerare aceste informații pe care vi le-am oferit. Până la următoarea noastră întâlnire, eu vă doresc multă sănătate și, dacă se poate, să auzim numai de bine.